Salutare, astăzi facem ceva absolut diferit pentru că e atât de frumos afară. Prima zi s-a dat și ora. Apropo, te urăsc, Benjamin Franklin, te urăsc când te prind pe partea cealaltă. I'm gonna fucking kill you a doua oară pentru că Benjamin Franklin a inventat toată regula aia. Cine are nevoie de lumină la 5 dimineața? Serios. Așa că suntem în parc astăzi și azi explorăm 7 exerciții ideale pentru iubitorii de mișcare. Alergare ușoară în fiecare dimineață până la cea mai apropiată șaurmerie. Fandări câte trigaie de cartofi prăjiți, ca să-i mai întorci din când în când. Tracțiuni la bară de lemn ca să te asiguri că este suficient de rezistentă pentru cârnații pe care urmează să-i pui la foar. Mersul piticului ca să reușești să ieși nedetectat când te duci la burt. Rotine energice ale mâinii ca să iasă mămăliga bună. Da. Ridicări pe vârfuri ca să vezi câți oameni mai ai în față, în coadă la fast food. Sper că v-a făcut episodul nostru altfel. Nu uitați că ne găsiți aici de luni până în fiecare luni și joi, de fapt. La 7 lucruri interesante cu Valentin Andrei. Și nu uitați, dacă vă place ce facem aici, subscribe, dați-ne un comentariu și un like. Dacă vă place ceea ce facem noi în fiecare ediție și vreți să ne susțineți până alta, să aveți o săptămână super productivă.